Când ai să ajungi tu acolo în Kensington Garden și este plin printre veverițele alea care vin după tine, să vezi tu cum lumea asta de aici o să ți se pară așa de departe că este întreb dacă există cu adevărat. Nu mai vorbi așa. Tu crezi că pentru noi e ușor? Are o luxație aici la încheietură de cum s-a apărat. Fără bac pierde plecarea, tu ești inconștientă? Doar nu se-și bate joc de atâta muncă pentru că s-a întâmplat accidentul ăsta. În septembrie ar fi să înceapă facultatea în Anglia. Nu te la bolă că el te ajută. Asta e singura cale? Păi știți dumneavoastră. Gândește-te bine, odată ce o ia pe calea asta, nu mai e drum de întors. Vede-o mică, e pentru copilul tău. Și uneori trebuie să luptăm cu armele de aici, că nu se poate altfel. Nu știu dacă înțeleg. S-a întâmplat ceva? Văd eu ce fac, dar pe Eliza nu mai amestec. Stai liniștit că îl prindem. Domn doctor! Am nevoie să vorbesc cu Eliza și nu mă răspunde la telefon. Iartă-mă, te rog, n-am vrut. Lasă-mă. Treci în coace! Gata, ajunge, gata! Treci în pista! Gata, auzi! Ai stat și te-ai uitat la ei și n-ai făcut nimic. Cum ai putut să faci așa ceva? Îmi pare rău. Îți pare rău? Eliza! Eliza!